Acesta este lacul Terenzi. Zi-mi și mie unde este mănăstirea, în care parte este, unde să mă opresc cu camera? Unde chiar acum este barca aia. De aceea o vizităm și vom discuta acolo mai pe îndelete. Flota cu barca Vlad. Vom vâsli până la mănăstire. Salutare, numele meu este Adrian Gheorghe. Eu sunt Albert Weber. Și împreună suntem doctori în istorie. Și astăzi ne aflăm în fața mănăstirii Tegernsee. De ce? Explică-ne pe scurt. Astăzi vă explicăm cum au ajuns de fapt povestirile germane sub tipar și ce rol de fapt au avut călugării germani, care se pare au avut un deosebit de mare interes, o pasiune pentru povestirile germane și pentru faptele atribuite lui Vlad Țepeș. Pentru ei, Vlad Țepeș a făcut parte de o discuție mai degrabă teologică și mai puțin politică sau istorică. Evenimente istorice au fost în Evul Mediu mai degrabă un fel de teologie istorică, deci un fel de mod de a înțelege evenimentele ca faptele lui Dumnezeu în lumea noastră. Și călugării, ca oameni fiind foarte educați și care cunoșteau Biblia pe de rost, s-au simțit predestinați ca să interpreteze evenimente politice ca teologi. La început, povestirile au fost, desigur, propagandiste. Nu știm exact cine le-a inventat, dar o să vă prezint niște ipoteze. Dar a doua fază a răspândirii lor a fost cea a răspândirii în spațiu bisericesc. Uh-huh. Rețelele de călugări educați în spațiu sud-german, deci Austria și Bavaria în ziua de astăzi mai ales, au fost cei care le-au comunicat mai departe la învățați germani, care apoi, cu două decenii mai târziu, le-au pus sub tipar. Și l-au invitat pe tiranul Dracula, pe care îl mai știm și astăzi. Și ne aflăm în fața bisericii acestea, pentru că, sau mănăstirii acestea, că este o mănăstire, a jucat un rol esențial în evoluția acestor povestiri germane, înainte ca ele să fie tipărite. Da. Călugării de aici, ca și de altfel cei din mănăstirea Melk, au adunat foarte multe informații, scrisori, de exemplu, rapoarte despre războaiele cu turcii, cu otomanii. Și Vlad Țepeș a fost văzut că făcând parte de această luptă. Deci exista pentru Vlad Țepeș un interes mai general, nu numai morbid. Să nu subestimăm morbiditatea acestor învățați, da? Dar, desigur, pentru ei războiul cu otomanii a fost, de fapt, contextul. Căderea Constantinopolului i-a șocat pe ei și acest eveniment a nevoit pentru ei să înțeleagă ce s-a întâmplat, ce a fost intenția lui Dumnezeu, de fapt, pedepsind centrul ortodoxiei din lumea de atunci. Și din cauza asta, ei au făcut colecții de scrisori, dar și de alte materiale, care povestiri, și da, pentru ei era, cum am zis, mai puțin politic, ei nu aveau interese politice. Ci curtea maghiară de la care s-a pornit... Știți din Corpus Draculiarum, dar știți și din alte colecții de surse, de exemplu, scrisorile lui Dan Pretendentul, care erau foarte negative față de Țepeș. Și cred că putem presupune că povestirile germane, de fapt, se bazează în prima lor formă pe o colecție de astfel de rapoarte, scrisori propagandiste, altele poate mai analitice, adică mai neutre, dar care au fost, în momentul dat, toate adunate și integrate într-un text, care știm ca povestire germană, care s-a păstrat în germană, dar și în latină. Și la asta care... este tot descoperirea echipei noastre? Da, echipa noastră a descoperit un manuscris despre care încă nu se știa, care a fost copiat aici la mănăstirea Tegernsee și care ne arată că versiunile povestirilor germane de înainte să intre sub tipar au fost de mai mare calitate literară și au fost copiate exclusivitate de călugări germani. Dar conținutul era aproximativ același, nu? Da, conținutul aproximativ, da. Adică aceeași rețetă de succes cu Dracula care fierbe oameni în cazane, jupoaie și chestii. Decât că modul cum era scris, retorica textului era, sau calitatea literară era un pic mai sofisticată, așa, mai mult pentru nasuri subțiri, pentru conesori care
activau în mănăstiri ca acestea. Era să nu uităm că aici erau intelectuali epocii, nu? Și membru echipei noastre care a descoperit acest manuscris în Biblioteca de Statului Bavarez în München a și descoperit diverse influențe literare. De exemplu, istoria Augusta, istoria antică a împăraților romani, se pare că a servit ca un fel de sursă pentru a descrie brutalitățile lui Vlad Țepeș. Ca sursă literară, ca nu ca sursă literară, istorică. Nu istorică, care ea și arată că deosebit de mare nu a fost autenticitatea a multor episoade din povestiri. Deci, acest text a fost mai sofisticat decât l-am crezut noi, cercetarea în general, înainte să facă aceste descoperiri. Și decât lasă să se reflecte versiunile tipărite de mai târziu, care prenuiesc că sunt scrise mai într-un simplu fel mai pe înțelesul omului de pe stradă. Povestirile germane tipărite au fost foarte mult țintite spre profit, au fost mai ales tipărite de tineri tipografi care au avut nevoie de capital și să aibă succes pe piață cu afacerea lor. Deci era un fel de ziarul cancan din România. Da, în general așa este. Aceste povestiri trebuia să se vândă și nu la un anumit public, la orășeni. Da? Deci povestirile germane despre Dracula în forma tipărită au avut un mare succes la orășenii germani. Și noi ne mirăm de ce. Foarte simplu, ei au priceput acest conflict pe care îl avea Țepeș mai ales cu sașii transilvaneni ca un conflict între un domnitor sau un nobil cu un oraș, anume cu Brașovul și cu Sibiu. Și Nürnbergul, de exemplu, în cele mai importante orașe medievale, a avut un foarte mare și violent conflict cu niște nobili germani. Și ei s-au recunoscut acolo. Și pentru ei, povestirile germane erau așa interesante că acolo era clar cine erau bad guys, erau nobili care atacau pe negustorii lor când erau cu caravanul lor pe drum, care masacrau pe cetățenii lor, dacă îi prindeau, distrugeau satele în jurul orașului lor. Și exact asta era în povestirile germane. Deci avem cele trei faze. În prima, propaganda împotriva lui Țepeș, a ajutat foarte probabil curtea Ungariei. Apoi, a doua fază, călugări germani prin rețelele lor, și aș vorbi de oameni foarte educați cu zeci de ani de studiu, au colecționat povestirile, le-au copiat, le-au răspândit mai departe și le-au făcut atât de cunoscute încât povestirile au reușit să intre în faza 3, anume să intre sub tipar. În anii 1480-90, pentru vreo 8 decenii au intrat mereu sub tipar, fiindcă au avut un foarte mare succes comercial. La orășenii orașelor germane. Deci să înțelegem că ne aflăm aici în fața unui astfel de centru important sau poate unul dintre cele mai importante centre de colectare de astfel de povestioare despre Dracula ăla care face niște treburi în Estul Europei. Da. Acum privit dintr-un alt unghi, în spatele nostru se află lacul Tegernsee, unul dintre cele mai atractive lacuri în Bavaria. Există o cauză bună de ce oligarhii ruși și-au cumpărat și foarte multe vile, acum confiscate de statul bavarez. Cu om de știință trebuie să spun, nu știm cu absolută siguranță care a fost geneza povestirilor germane. Există patru ipoteze pe care am dezvoltat mai departe în doctoratul meu, anume că probabil opoziția valahă, adică românească, a conceput scrisori, rapoarte propagandiste împotriva lui Vlad Țepeș și l-a răspândit pe acestea, așa că, de exemplu, Dan Pretendentu a făcut asta, că s-a adresat brașovenilor și probabil și altor actori politici, doar că nu știm de ei. S-au pierdut 98% documente din evul mediu românesc. A doua teză este cea clasică, că sașii transilvaneni sunt de vină, că ei, evident, au avut conflicte cu Vlad Țepeș, dar ei au fost dușmanii familiei Huniazul, adică dușmanii lui Matei Corvin, regele Ungariei, pentru foarte multă vreme și din cauza asta nu prea a avut rost ei să trimită regelui o plângere, o jalbă despre vasalul lui, că Vlad Țepeș și Matei Corvin au fost aliați. Și făceau parte din aceeași partidă politică. Da. Iar sașii făceau, și cu unii magnații maghiari, făceau parte din tabăra politică adversă. Da, deci nu e așa simplu acum să spun că sașii au devine, fiindcă povestirile germane sunt în germană. Forma lor inițială, originală, probabil a fost în limba latină, ca și scrisorile lui Dan Pretendentu au fost în latină și în slavonă. Da. Au fost adresate sașilor, da? Cum zis, și la alți actori politici din publicul politic. În evul mediu nu aveam avut un public în ziua de astăzi, dar erau anumiți actori care comunicau între ei, au avut anumit spațiu de comunicare, cum zicem, în ziua de astăzi. Și acest spațiu au fost circulate discursurile anti-Vlad, dar
sigur și surse pro-Vlad, de exemplu, și scrisoarea lui despre cum i-a masacrat pe otomani în 62, care e o e din cancelaria lui, e cât de pro-Vlad se poate. Da, și singurele copii, apropo, această scrisoare nu ne-a supraviețuit în original, ci doar în două copii care, copii, se află tot în spațiul german. Da, da. Deci, coincidență sau nu? Nu? Da. Și scrisoarea despre a lui Țepeș în copie se află la München împreună cu manuscrisul povestirilor din Tegernsee. Deci, modelul de a explica povestirile ca fiind strict anti-Vlad, nu trebuie foarte mult nuanțat, nu a fost chiar așa. Deci, alții care au putut să... și sunt la treia ipoteză, cine a inventat, de fapt, povestirile, sigur, Curtea Maghiară, probabil, poate că a fost autorul, cancelarul lui Matia Corvin. János Vitéz. Da, János Vitéz, care a fost și învățătorul lui și care a fost un om foarte educat, și care și cunoștea foarte bine cărțile care, indirect, vedem că au fost folosite pentru a concepe posibile germane. Te referi la Istoria Augusta, și marile modele literare antice. Gândiți-vă la industria noastră de filme. Unde există anumite filme clasice, care apoi sunt citate de filme mai târziu. Unele filme fură cu nerușinare scene grozave din trecut și scene iconice, alții citează așa din respect anumite... ca un fel componente. De omagiu pentru un mare regizor de acum 50 de ani. Da, și să-ți arăți mușchii ca autor, să arăți ce nas fin am eu și ce talentat literar sunt eu. Că uite, eu pot să scriu așa complicat și totuși să mă înțelegi. Că degeaba scriu complicat dacă nimeni nu-mi cumpără cartea sau nimeni nu-mi ia manuscrisul ca să-mi-l multiplice și să-l distribuie mai departe. Și știința literară catalogizează autorii după autori puternici și autori slabi. Autorul puternic vrea să bage un fel așa ADN-ul lui în opera lui, să fie recunoscut că este el. Însă povestirea germană, și asta este și face o bună parte din formula succesului lor, a fost scrisă de un autor slab, care nu a vrut să bage acolo foarte mult din profilul lui, din agenda lui să fie vizibilă. Și așa că probabil că, și asta este a patra ipoteză despre geneza povestirilor, probabil că un autor oarecare, probabil un călugăr, a făcut o compilație, a făcut compilația povestirilor din diverse rapoarte și a răspândit. Deci avem prima, probabil, opoziția românească a scris versiunea originală a povestirilor, sau sașii, sau ungurii, sau vreun... Opoziția munteană, ca să ne înțelegem mai precis, sau valahă. Lungă poate nu vă discuție. Place unora valah, hai să zicem muntean. Da. Și acest text e pentru noi istoric foarte greu de analizat, fiindcă nu putem spune cine a fost, fiindcă autorul s-a reținut foarte mult la asta. Nu s-a băgat acolo el în evidență cu specificul lui. Și cauza asta, textul a trecut din prima fază, cea propagandistă politică, în a doua, anume... De fapt, da, cea fiind un obiect de un text de colecție pentru călugări din spațiul german. Într-un fel, unul dintre ei a dat de acest text și l-a răspândit mai departe în rețeaua lor. Mănăstirile catolice au fost foarte importante pentru educația vremilor. De la mănăstirea Melk în Austria, și a fost un foarte mare centru cultural pentru biserică, și acolo s-a păsat și o cronică despre Vlad Țepeș. Da, pe lângă Melk, dar și un document. Și Tegernsee. Da. Care vorbește despre moartea lui Vlad Țepeș, așa cum v-am prezentat în acest episod. Și de la mănăstirea Tegernsee s-a mai dus și la alte mănăstiri. Și mănăstirea St. Gallen e foarte importantă și foarte cunoscută pentru... Unde se află, practic, unul dintre cele mai bune două manuscrise ale povestirilor germane, alături de Colmar. Da, Colmar, și asta e un rezultat a muncii noastre, se pare că e tot și cel mai bun dintre toate. În fine, povestirile despre Vlad Țepeș au fost la un moment dat traduse din latină în germană și au fost răspândite. Știm că și Papa Pius al II-lea l-a integrat în autobiografia lui. I-a plăcut de text, dar el însă, fiind autor puternic, l-a prelucrat foarte mult. Da. A tăiat jumătate din text, a adăugat noi episoade, a băgat și propria lui părere acolo. A băgat multă retorică și balast din ăsta literar, pentru că avea cu ce... Papa Pius al II-lea sau Piccolomini a fost unul dintre cei mai mari intelectuali ai vremii sale. Da. Deci a fost avea ce să arate. Unul dintre cei mai mari corupți și până ziua de astăzi are faima asta.
de exemplu, mica anecdotă, a folosit banii pe care i-a primit, i-a colecționat din lumea catolică pentru cruciadă, le-a construit ca să-și facă un propriu oraș numit Pienza, adică numit după el, în Italia, care a mâncat foarte, foarte mulți bani, pe care Matija Corvin, Vlad Țepeș, Bosnia, Skanderbeg nu aveau acești bani, aveau mare nevoie. Și Pius, care primul facea propaganda, a detonat acești bani. Da. Dar era important să aibă povestiri frumoase despre luptele cu turcii în autobiografia lui. Și povestirile despre Vlad Țepeș au făcut parte din această propagandă, care a fost foarte binevenită. Da. Și ajuns de unde am plecat, în fața bisericii, noi, ca de obicei, vă dorim din inimă, în numele Măriei sale și ca umili logofeți ai lui ce suntem, Dumnezeu să vă veselească. La revedere!